În gala de vineri se năștea un conflict între Hatice, Mihai și Antonio. Ai grijă, uite în partea aia, te rog frumos, Aneona. Nu vreau. Mereu îi simt, Hatice, să intri tu. Antonio, care e problema ta? Dar mereu ești cu numele ei pe buze, ești tu și Maria, și Maria, sunteți mereu acolo, nu înțeleg de ce. Vrei să fii cu Antonio, Mihai? Ce? Vrei să fii cu al tău? Poți să fii și cu a mea, poți să fii cu cine. O ținem, o ținem, dragii mei, o ținem, știi cât o ținem. Se pare că am zis eu ceva de tine. Eu n-am zis nimic de tine. Eu am înțeles că ți-a luat o atitudine de a umbla cu nasul pe sine. O ținem, o ținem. Păi așa o ținem de acum. Credeți-mă, este foarte obositor, inclusiv pentru noi. Știți cât am stat două săptămâni, trei săptămâni să tac din gură? Știți cât mă oboseam, cât mă trezeam, mă stări proastele. Nu, mai dăm drumul, să avem cu toții. Haideți. Hatice, aș fi atentă la alte lucruri în loc de noi. Eu aș fi atentă la ce afirmații face iubitul tău despre tine. Nu prea mă interesează. Nu vin eu pe lângă tine să vorbesc, ai înțeles? Noi n-am vorbit niciodată de... Cu toate că nu te vede o femeie atât de cu minte, cu toate astea vede potențial în tine. Vezi să nu devii următoarea lui susținătoare. Vezi să nu devii următoarea lui susținătoare. Haideți, mă, nu mai... Hai să le dăm dacă vreți să... Fraților, pe cuvânt, pe cuvânt, credeți-mă, în momentele astea trebuie să existe toleranța între noi. Of, 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 hai și tu, hai și tu, hai, hai, care e păcate. Cum cobori, mă întorc la nivelul vostru, să vă arăt că și-o vin de pe stradă și eu pot să mă întorc la stradă. Și cum îi întorce-te, că ești deja. În platoul emisiunii, argumentele veneau din ambele părți. Voiam să-i adresez aceeași întrebare pe care i-ați adresat-o dumneavoastră sau doamna Ștefania. Cum de atunci nu erai de acord și acum susții aceeași părere? S-a aprins, nu e nicio problemă, s-a aprinde până la sfârșit. Continuăm. Nu este fix nicio problemă. Eu m-am referit la toți din casă să înceteze cu... Că deja este obositor și pentru noi. Mai avem două săptămâni. N-au nimic de împărțit. De ei depinde totul mai departe. De fiecare dată v-am ascultat. În schimb, în cealaltă parte, de fiecare dată când ați încercat să vorbiți, ați fost respinsă. Nu, nu mai vreau să încetez. Am și zis. Da, nu mai vreau să încetez. Cum spuneți, dau. Da, eu o duc până la final, nu mai. Nu mai există altceva. Și ce câștigi? Nu, ce-am câștigat, ce-am câștigat până acum? Păi și dacă t-ai... Ce-am câștigat până acum? Tu dacă erai matur și ți-arătai vârsta, puteai să nu... Are 29 de ani și eu am 30. Și 30 de ani, adică... Da, un an diferență. Păi tata, ești bărbat. Irina contracara și avea multe de spus la adresa lui Antonio. Ce, în continuu, să spun asta, îmi susțin aceeași părere până în final. Antonio vrea doar bani, are datorii, a trăit într-o casă doar cu o femeie doar pentru că n-avea casă, n-avea unde să meargă, că așa a spus el. Am pe lângă asta și sexul era bun. E o certitudine deja. Ce... O să mă detașez emoțional total, dar o să vorbesc. Doi oameni foarte, foarte străini. N-am trăit cu ei în aceeași casă. Băi, eram curioși, noi ne atacam așa? Da, dar eu când ți-am zis cum a venit el, toată l-ai văzut în filmuleț. Hatice și tu, ca da, să te ataci. Și după să se ducă să se pupe și să râdă. După aia zic că voia să te atace pe tine. Dar să atace, dar să atace, dar până la sfârșit și dincolo. Schimbă mie viața. Știi cel mai fain ce e, Hatice, să știi? Un om, când simte în interiorul lui că vrea să te scoată pe tine din sărișe. Să scoate tot pe el. Și tu, dacă nu, da! Și să scoate tot pe... E cel mai nașpa sentiment, știi? El e acum așa. Vreau să dau în tot, să ia foc, gen, știi? Și tot e el ăsta. Că, zici că eu fac asta, pe bun zici că parcă e Ceaușescu, știi? Eu o să... Rup, o să mă dau cu părerile de azi înainte de... De parcă n-a făcut-o, hai să fim sinceri. Hai să fim sinceri și realiști. Hai să ne detașăm de absolut orice chestii și să gândim, băi, realitatea, să privim realitatea. Toți am făcut-o. Toți. Mai aveam putin și noi singuri ne dădeam cu păreri despre noi însuși. Toți. Toți. Da. Și noi ne-am dat păreri. Nu am ajuns la jigniri. Da, îmi pare rău. Și pe tine de câte ori te-au jignit. Da, îmi pare rău. Ce? Încă.
inclusiv eu. Atâta timp cât am zis, dacă tu spui ceva și aștept să nu ți se spună înapoi, că a putut să combine doar Alex și Bogdan, păi și tu poate ai vrut-o cu Beatrice, dar ai putut să combini doar Maria. Ta! Ce să facem? Mai taci, asta e! Asta e! De ce să tac? Da! 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 Ei, faza că, uite, eu nu consider că am dat în ei. Până știu, acum. Știu. Nici eu n-am considerat că am făcut ceva grav dându-mă cu părerea acolo. Eu nu am fost cu minte și nici n-am vrut să fiu, că dacă voiam ajungeam la mănăstire, dar uite că am vrut să ajung la Mireasa și sunt aici. Nu vreau să fiu cu minte, nu vreau să mă dau, eu nu fac, vai, eu așa nu. Niciodată, în primul rând, și el se referea că dacă nu se combina cu o femeie, cu trecutul meu, că totuși trecutul meu este un trecut greu, frate, pentru cine nu poate să-l ducă. Ok? Și dacă el voia să dea bine, să multe chestii, el s-a referit la chestia aia. Dar ei cum au auzit cu minte, ca atingeți cu minte, că fii atentă ce spune iubitul. Eu sunt foarte atentă la ce spune iubitul meu și o să zic că ce vrea. Nu contează, eu știu ceea ce simt. Pe când voi vă ambalați, păi, se agită ca pe și pe sticla de pe noi și face așa. Lei, mă, ce aveți? Eu nu am spus că ei cățea sau el e câine, că ea e în lesă sau el e în lesă. Eu nu le-am întors cuvintele astea. Eu am spus strict, băi, cum, adică când iubești o persoană, da, o iubești, te simți în largul tău. Te simți minunat. Nu ai chestii de ce, asta am spus. Și de unde și până unde am dat în tine? Că tu vrei să pară așa, asta e partea a doua. Că eu spun că fata asta nu-mi inspiră încredere, Maria nu-mi inspiră încredere sau că nu cred în ea, asta nu înseamnă că dau în tine, asta e ce simt eu. Da, discuția, conflictul s-a încins în gală, nu? Da. Da. Asta era sau după caprici, nu mai amintesc. Da, a asta continuat la caprici, da, și da. Erați pe modul toți, dacă e să spunem, spunem, nu? Mm-hmm. Tu mai înverșunată, Hatice așa mai la modul general. Ce? Păi am zis ce m-am plăcut. Adică nu am considerat că am vrut să dau în ei, că i-am jignit sau... E, acum... Cred că dați reciprocuri între alții, nu e ca și cum n-am vrut să dau în ei. Voi știți foarte bine care este efectul aici. Discuției aici, poftim? Cum spunea și Antonio, eu am început să luăm totul personal. Păi și până acum cum a fost? La modul general? Nu era așa... Adică nu v-a atacat stare? Sau cum, nu v-a atacat stare? Erați așa cu mănuși? Nici că... Irina? Ați încheiat, nu mai am stăți, încheiat. Nu mai sunteți într-un conflict, da? Nu. Ok. Deci putem să vorbim despre, nu știu, ce ați făcut de mâncare astăzi? N-am făcut. N-ați făcut de mâncare. De discutat ați discutat? Adică, ok, nu ne mai aruncăm vorbe, dar hai să avem noi o discuție de încheiere, dacă tot am încheiat, sau hai să o avem acum. Dacă tot ăsta să spunem că a fost ultimul material din acest război. Da, dacă eu am greșit, vreau să-mi cer scuze față de toți de aici, nu asta a fost intenția mea, n-am făcut lucrurile cu reintenție, pur și simplu sunt om, mai tlachez și eu. Toți sunteți, asta e vestea pe care vă dau și... eu. Toți sunteți oameni. Atată, ce pot să spun mai mult? N-am nimic de împărțit cu nimeni, nici nu vreau să am ceva de împărțit cu cineva. Greșim fiecare dintre noi și atât. N-am nimic de spus. Bun, atunci hai să o luăm altfel. Cred că e foarte important să identificați fiecare greșeala personală. Cine începe? Irina? Nu.
Nu, ce? Nu ai greșit? Ba da, am greșit, dar nu am acum așa un vibe de a identifica greșelile și de a-mi cere scuze. Nu simt să fac tu chestia. Tu nu simți să-ți ceri scuze? Nu, știu că am greșit, că am jignit. De asta pot să-mi cer scuze, că te-am jignit. De alte păreri, de alte lucruri pe care le-am spus, nu simt să-mi cer scuze. Doar pentru jignirea. Da, uite, nu știu, tu în continuare îți menții părerea că tot ce face Antonio o face pentru bani? Da, dar nu o să mai spun. Dacă este posibilitatea, că toate discuțiile sunt înregistrate aici, vreau să căutați discuția că n-am spus eu că am stat cu o persoană în casă pentru că n-aveam bani. Da. Dacă se poate. Atât. Irina se folosește de neadevăruri și majoritatea discuțiilor. Nu m-a folosit de neadevăruri, Antonio, asta ai spus. Era dacă și doamna Loredana atunci. Dacă mi-amintesc bine, dar să-mi spuneți dacă greșesc, ai povestit despre o relație toxică în care ai stat foarte multă vreme, dar că cumva rămăsesești blocat acolo pentru că... Da, era COVID și nu se găseau case, nu puteam să ne mutăm nici eu, nici Alina. Tu atunci n-ai spus casă. De era COVID, ai ba spus da, doar era pandemie când am avut eu relația aia, tu știi? N-ai specificat asta. Ba, bine, Irina, eu ți-am povestit mai mult decât trebuia să-ți povestesc ție, da. Eu nu mă folosesc de nimic din ce ai povestit tu și tu nici nu prea poți să povestești de tine. Nu te-ai folosit, ba, dar chiar de singurul lucru de care ce? Îmi pare că în gală, cum ai zis. Tu, când ai spus despre bărba, nici nu mai amintesc, sigur. Dar te-ai folosit de ce am spus. Nu ai niciun argument. Nu mi-amintesc că n-am ascultat, dar... Da, știu. Nu poți să spui. Ai zis ceva. Ai început, tu ai spus când și te-ai oprit că ți-ai dat seama că n-am folosit nimic din ce mi-ai spus. Ai folosit, nu mi-amintesc, pentru că n-am ascultat. Da, știu. Eu ți-am văzut ieri când interacțiunea ta cu Alex acolo mi-a pus cea mai mare semn de întrebare, ce impresie am avut eu despre tine și cum identifici și tu înțelegi cum se comportă oamenii. Adică tu ai stat lângă omul ăla foarte mult timp și ai văzut că după nu știu câte luni s-a întors și a avut același comportament și tu vin și îmi spui mie că el te iubește pe tine. Deci... Când am spus eu aseară, că mă iubești? Că îi ziceai aseară la parte, ziceai, știu, Alex, că tu de fapt ți-e frică să te îndrăgostești și de mine și pe aia să ne despărțim. Adică ce vrei să... Că am spus că cred că m-am adică plăcut. Adică cum percepi oamenii, n-au nicio treabă cu realitatea, are treabă doar cu ceea ce simți tu în interiorul tău și proiectezi pe toată lumea. O fi așa, Antonio. Da, totuși... Voi sunteți niște oameni care ați avut niște discuții, v-ați spus niște lucruri unul altuia. Da, ea era la nivel de teorie și probabil ce am învățat la facultatea de psihologie. Eu vorbeam din ce am experimentat și am învățat prin propriile experiențe. Dar nu știu, acum tu ai vreun regret că ai avut încredere, de exemplu, să faci niște mărturisiri? Da, dar nu. Ei, în general, în viață mi-am dat seama că nu e atât de bine să spui atât de multe lucruri despre tine, pentru că ceea ce transmiți tu nu e mereu perceput de interlocutor la fel cum vrei tu să spui. Ok, Maria a spus ce a greșit, nu știu, Hatice, tu ce simți că ai greșit? Eu consider că m-am greșit cu părerea mea, dar dacă ei s-au simțit într-un fel anume, pot să încerc să zic, nu am nicio treabă. Dar eu consider că nu i-am jignit, n-am dat nici ce consider eu. Poate ei au simțit altfel. Cum a spus și doamna Simona, părerea aici se consideră într-un anumit fel. Când mi-aduc aminte când am intrat eu în casă, oricine își dădea cu părerea ieșea foc și când la voi și nu vă jignea nimeni sau voi și totul era supărați. Adică știți cum sunt părerile aici, nu da, neapărat că sunt. Da, așa a fost și la voi, adică... Păi asta zic că a fost și voi ați făcut același lucru știind că e la fel și pentru voi. Păi asta spun, a fost la toți, cum am și spus, mai aveam puțin și ne dădeam cu părerea din noi însuși, adică... Da. N-aveam ceva de aici. Dar dacă s-au simțit într-un fel anum, eu consider că nu le-am greșit cu nimic. Și tu, Antonio? Eu? Să-mi cer scuze? Dacă simți, da, nu, cu greșeala. Am folosit cu greșeala, dacă cu tu... doi neuroni și de Hatice și Mihai că m-am folosit de trecutul lor și aveam intenții să mă folosesc de trecut ca să-i fac să sufere, pentru că simțeam că nu înțelegeam de ce când mă văd pe mine într-o situație, cu toate că eu am mai încercat, cum a făcut și Mihai duminică seară, eu am încercat aici de când a apărut prima discuție, am zis băi, și noi am fost toți, am fost puși acolo, se repetă pe ecran, dar nu s-a ținut cont după aia când s-a ieșit de aici, s-a vorbit pe terasă. Da, eu chiar îmi cer scuze că n-aveam niciun rost să mă folosesc de lucrurile alea, dar așa am simțit atunci. Da, cred că v-ați alimentat totuși. Așa, reciproc. Ăla zice așa, ăla zice așa, zic și eu. Sigur, multe au fost foarte grele, lucruri foarte grele. Dar dacă voi considerați că s-a închis aici subiectul, nu știu. Păi
pentru mine. Desfacem, putem desfacem o șampanie. Imaginară, nu? O desfacem? Da. Da. Ok. Acolo mai sunt niște resentimente. Nu. Nu. Sigur că da. Sigur că nu. Da.